O istorie comună, un patrimoniu comun, arta cămășii cu altiță, element de identitate culturală din Republica Moldova și România. A fost genericul unui eveniment de promovare a dosarului comun pentru înscrierea cămășii cu altiță în prestigioasa listă UNESCO. Inaugurarea expoziției cu 33 de costume tradiționale românești de pe ambele maluri ale Prutului a fost o adevărată revelație culturală. Expoziția te surprinde prin diversitatea ei și acea energie pe care o conține fiecare costum. Cele 18 costume din colecția Muzeului Național de Etnografie din Chișinău și alte 15 din patrimoniul Muzeului Național al Țăranului Român din București alcătuiesc un tot întreg. Ceea ce rămâne ca impresie generală pentru orice vizitator este ceea ce unește toate aceste provincii locuite de români. Asta este mesajul principal al acestei expoziții pe care vrem să ducem mai departe în toate proiectele comune pe care le realizăm cu colegii noștri de aici din Chișinău. Pe fiecare costum este încifrat codul genetic al neamului, pe altiță vedem trăirile, sentimentele pe care le-a avut femeia atunci când a brodat ornamentele. Faptul că evenimentul de promovare a dosarului comun, arta cămășii cu altiță pentru înscrierea în lista UNESCO, are loc la Chișinău, este unul simbolic. Este un semnal extrem de important pe care îl transmitem, în primul rând, societății europene și lumii întregi. Fără Republica Moldova, fără patrimoniul din Republica Moldova, cultura și patrimoniul românesc, în calitate de cultură și patrimoniu european, este incomplet. În speranța noastră de aderare, ne bucurăm de o susținere extraordinară din partea României și mesajul nostru este un mesaj clar de unitate. Cămașa cu altiță, prin cromatica și prin ornamentul său, spune o poveste. Povestea națiunii noastre, povestea rădăcinilor noastre, a frumuseții locurilor și oamenilor. Și mai spune un adevăr, acela că avem aceeași cultură și aceleași tradiții. Dosarul comun, arta cămășii cu altiță, va fi examinat la reuniunea UNESCO ce va avea loc în Maroc la începutul lunii decembrie.